Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o ediție specială, mai sunt doar câteva ore și încep școlile. E un dezastru absolut, e un dezastru așa cum nimeni nu și-a putut imagina. E atât de mare dezastru încât inclusiv cei din Alianța PNL USR Plus cer demisia lui Anisie. Conferința de presă din această seară, anunțată pentru ora 18.30, aduce în fața țării un dezastru așa cum desigur toți ne așteptam. Doamna ministru Anisie, ce încearcă să vorbească țării precum unor copii din clasa a doua, spune o serie întreagă de bâlbătănii încă de la începutul acestei conferințe de presă. În momentul în care intră și se așează în sala în care erau jurnaliștii, exprimarea domniei sale de la începutul conferinței de presă te întrebi oare unde ești și cum e posibil să se întâmple așa ceva. Bună ziua, bună seara, vă era că nu venim? Bun, ce pot să comentezi? Ce pot să comentezi când ministrul educației, într-un moment ca acesta, îi întreabă pe jurnaliști, vă era că nu venim după o întârziere substanțială? Ceea ce face în conferința de presă, e un lucru la care am să mă refer în această seară. E un lucru pe care dumneavoastră trebuie să-l știți și sigur că sunt anunțuri. Așa cum este doamna Anisie, domnia sa face anunțuri și am să vă scot lucrurile esențiale esențiale din ceea ce s-a spus acolo, esențial din ceea ce se întâmplă în București, pentru că în conferința de presă, de exemplu, la un moment dat, un jurnalist a întrebat de ce nu faceți ceea ce Primăria Generală a Capitalei a cerut, și anume testarea tuturor profesorilor și tuturor elevilor. Și spune asta la Ministerul Sănătății. Păi, profesorii și elevii nu sunt la Ministerul Educației, dar nu avea cum să spună că ceea ce face Primarul General este foarte bine pentru că e campanie electorală. Și șocul cel mai mare sau unul dintre cele mai importante lucruri întâmplate în această conferință de presă și te întreb de ce nu și-a dat demisia până la această oră această doamnă. Este faptul că anunță că secretarul de stat care se ocupă de învățământul preuniversitar, de secretarul de stat care ar fi trebuit să fie în charge cu pregătirea școlilor, secretarul de stat care în aceste zile ar fi trebuit să facă tot ceea ce era omenește posibil ca școlile să înceapă pentru milioane de copii într-o situație normală sau cât de cât normală, dacă nu una bună, este în concediu. Este în concediu pentru că, de fapt, candidează nu știu unde și trebuie să se ducă să facă campanie electorală. O bătăie de joc mai mare ca această, acest concediu pentru campanie electorală a secretarului de stat care ar trebui să se ocupe de deschiderea școlilor e totuși ceva ce nu cred că își imagina cineva că e posibil. Și sigur, doamna începe să explice despre faptul că, domne, se politizează. Și n-ar fi bine ca deschiderea școlilor să se politizeze. Iar ceea ce domnia sa face, de exemplu, zice, am fost în județul Telorman, vei cunoscut asta cu Telorman din toate campaniile electorale și acolo e un dezastru, nu s-a făcut nimic de ani de zile. Păi, dacă cer să nu se politizeze, n-ar fi bine ca tu să începi prin a nu mai politiza. Uh, informații pentru elevii de opta de la doamna ministru Anisie. Elevii de clasa 8 -a încep anul școlar fără manuale. Ați auzit bine, fără manuale. Doar trei manuale există la trei materii. Știți foarte bine cât de importantă este clasa 8. -a. Te pregătești pentru liceu. E un an cu examene. Nu există decât trei uh, manuale pentru trei materii. Ministrul Liniștit spune că toate manualele sunt uh, pe site-ul Ministerului Educației, informat online. Dar copiii care nu au internet, copiii care nu și sunt mulți, cum le asiguri egalitate la accesul la educație? E o chestiune care încalcă grav Constituția. Bun, uh, doamnelor și domnilor, sigur sunt alte lucruri îngrozitoare. Haideți să vă dau un exemplu. Zice așa. Dacă avem un caz COVID într-o clasă, se suspendă cursurile în acea clasă. Dacă avem trei cazuri în trei clase, se suspendă cursurile în școală. DSP, spune doamna ministru Anisie, trebuie să facă anchete epidemiologice imediat. Doamna ministru pare că a fost pe Marte. Și acum vine și spune cum ar trebui să facă. și foarte bine, dsp urile de cele mai multe ori nu fac niciun fel de anchete epidemiologice. Sunt complet depășiți. Și continuă domnia să spune, intervenția de SP trebuie să fie în aceeași zi și de obicei se realizează ancheta epidemiologică. Vă dați seama dacă pe asta, asta este planul, aceasta este strategia. Ce dezastru va fi? Cum s-au lucrurile? Nici la început școala. Și ele stau dezastros. Auziți și dumneavoastră cu atenție. 263 de școli în scenariul roșu. 263 și n-a început școala. 4915 școli în scenariul galben. În București nu este nici o școală în scenariul verde. Niciuna. Nici măcar una. În București lucrurile sunt așa. 607 școli în scenariul galben. 29 de unități de învățământ în scenariul roșu sunt deja închise. Priviți acum, aveți pe ecran, așa sau lucrurile, așa se dă drumul la școală, iar în momentul în care este întrebată de ce, de exemplu, în București. În București, unde este un număr foarte mare de elevi, foarte mare de profesori, este o populație uriașă. În București, capitala țării, dacă nu iei niște măsuri, poate să fie uh, un dezastru pe bandă rulantă, după deschiderea școlilor, cu infectările, cu întâlnirile, cu faptul că se duc acasă, cu faptul că se duc copiii acasă și părinții apoi se duc la serviciu. Și un lanț E un lanț al transmiterii și în București. O întreabă un jurnalist, domnule, dar de ce nu faceți ce spune primarul general? De ce nu susține? ce, domnule, nu-i la mine. Păi, după părerea mea, dacă nu e la ministrul Anisie, nici ar mai trebui să fie ministru, că dacă nu e la ea. De ce să o încurce cineva?